Ieri a fost rândul Antoniei și a lui Valentin să iasă împreună la un date în doi care a debutat cu o porție de adrenalină. Ești pregătit, Valentin? Da. De bat? Am mai fost la karting și cred că s-a văzut că îmi place foarte mult să conduc. Conduc de foarte mulți ani și e una dintre pasiunile mele cele mai mari. Mi-a făcut plăcere să mă întrec cu ea. Cum s-a văzut, m-a întrecut. Poate da, poate nu, am mai lăsat de la mine ca să e bine și într-o relație, să fie toate bune. Am fost foarte impresionat de stilul ei de condus, s-a descurcat foarte bine, chiar a alergat acea mașinuță și mi-a plăcut să mă țin după ea. Nu prea s-a dat, cum a spus ea, că e foarte competitivă, n-a vrut să mă lase să o depășesc, dar îmi place de ea. Cred că o să avem de învățat multe unul de la altul. Mie mi se pare că Valentin s-a descurcat și se descurcă în continuare foarte bine. Îmi place mult Valentin, mi se pare că avem foarte multe lucruri în comun, semănăm foarte mult și când sunt cu el, zici că suntem aceeași persoană. E un sentiment foarte interesant. Mă sperie puțin, dar e interesant. După ce au eliberat toată energia negativă, cei doi și-au domolit spiritele la o ceașcă de cafea și un pahar de vorbă. M-ai întrecut astăzi. Nu te-am văzut deloc, sincer. Erai undeva prin spate. Păi dacă nu m-ai lăsat să trec de tine. În general, eu sunt foarte competitivă, să știi. Dar și tu ești, oricum. Adică așa mi-ai dat impresia. Da, mă oftic, eu sunt ofticos rău de tot. Și eu. M-am bucurat de această ieșire, m-am simțit în largul meu cu ea. Noi ne înțelegem, noi suntem copilăroși, dar când suntem unul lângă altul. Și sper să fie bine de acum încolo. Să-mi spui ce doresc să faci aici, în casa Mireasa. Eu îmi doresc o relație serioasă, Valentin. Tu ce-ți dorești? Păi, eu cred că am făcut pas pe tine și încă o să fac. Da. Sper să ne apropiem mai mult, să nu mai fim indeciși, nehotărâți. Nu vorbești despre tine acum, nu? Da, am spus la plural. Ok. Mai devreme mi-ai spus că nu mă înțelegi. Se pare că sunt o persoană greu de înțeles? Nu. Avem același comportament. Ne distrăm împreună, râdem, chiar foarte mult râdem, glumim. Asta îmi place și mie la tine, să știi că simt că pot să fiu eu cu tine și simt că nu trebuie să port o mască sau nu mă simt judecată în niciun fel. Și îți spun sincer că atunci când suntem doar noi doi și că ne contopim așa, suntem o singură persoană. Am fost cam oarbă, să zic așa, nu prea l-am văzut, dar acum acordându-i mai multă atenție, mi-am dat seama că el chiar are calitățile pe care le caut eu în cineva. Și eu mă simt în largul meu cu tine. Ești foarte drăguț, să știi. Îți mulțumesc. Așa cum mi-a făcut părul creț, sau îți place cu părul tins? Da. Mie îmi place părul creț, în general, să știi. Dar apreciez că ți-ai făcut atunci freza pentru mine sau era doar o vrăjeală? Nu, am vrut doar să par mai serios, că mă tratezi cam neserios, zici că nu ai încredere. Asta trebuie să începem pas cu pas. Eu sper că ți-am arătat unele lucruri și o să-ți arăt în continuare. Și sper să ne fie bine. Pe zi ce trece, simt că toată atenția mea se duce din ce în ce mai mult spre el și chiar simt o conexiune puternică și am zis și înainte că îmi place mult Valentin. Am o întrebare pentru tine. Dacă nu sunt eu, simți să mai faci pași spre altă fată sau simți să te oprești la mine? Deocamdată nu pot să mă pronunț cu asta. Încerc ce am ales acum. Că și cum e vorba aia, încercarea moarte n-are, și o să mă strădui să-ți arăt că pot să îmi câștig încrederea față de tine și să mergem mai departe pe un drum așa. Nu vreau să mai facem un drum așa sau să ne împiedicăm de pietre, să cădem sau de-astea. Înțelegi tu ideea. Ești foarte deșteaptă. Asta crezi? Da. Și ce calități mai îți plac la mine? Ești amuzantă, ești frumoasă. Mulțumesc și tu. Și foarte drăguț. Și îmi place privirea ta. Îți place să te privești de sus? Îmi place când mă privești tu așa. simt că merită să-i acord toată atenția mea și mai mult de atât simt cumva că vreau să-i ofer mai multe lucruri și că vreau să-i dau mai multe lucruri. Dar mai trebuie niște aspecte de pus la punct. Mai trebuie tu să ai grijă ce faci și în partea cealaltă de casă. Nu te mai bagi în discuții inutile, să ai răbdare, că ești o fire bum, bum, bum. Aici, da, mai am puțin de lucrat. Dar să știi că atunci când iau o decizie și e finală, merg pe decizia aia. Asta vreau să te întreb. Și crezi că asta e decizia finală? Nu pot să mă pronunț momentan, cum ai răspuns și tu mai devreme. Ironic, deși amândoi suntem două persoane vulcanice, nu știu, parcă atunci când suntem împreună, suntem foarte calmi, scoatem cei mai buni unul din celălalt. Am o propunere pentru tine, ce zici? Vrei să o auzi? Ce ar fi să lăsăm tot ce s-a întâmplat până acum în casă, în spate, și să luăm cumva de la zero, noi treptat. Doi, împreună. Treptat? Și, da, treptat. Normal că treptat. Și mi-ofer puțin încredere ca să putem să... Da. Mă bucur că în sfârșit a înțeles ce trebuie și că dorește să continue, cum a spus ea, de la punctul zero. Eu sper că va fi bine și că vom ajunge mai departe. Chiar simt cumva pe zi ce trece că mă apropii de tine. Și eu simt că mă apropii de tine. Adică dacă tot ai ales să ne apropiem, să ne simțim bine, să continuăm și să intrăm într-o relație, trebuie să-ți alegi până la final. Să nu mai ai ochii pentru altcineva. Niciodată. Să vedem asta. Să fiu complet sinceră, am stat să mă gândesc, nu foarte mult, m-am gândit, cred că un minut, dar până la urmă am ales cu sufletul, să spun așa, și da, l-am ales pe el. Uite, încă un lucru care mi-a plăcut la tine foarte mult a fost că am simțit cumva că tu m-ai sprijinit sau mi-ai oferit confort. Și în gala trecută, tu ai fost singurul băiat care a venit și m-ai luat în brațe și mi-ai zis, vezi, ți-am zis că nu o să pleci și că o să fie totul bine. Am avut încredere, asta e presimțirea mea, de obicei nu mă înșel. Sinceră să fiu, până acum am rămas dezamăgită și am făcut niște alegeri foarte proaste, dar de asta mi-a și fost cumva frică să vin spre Valentin așa din prima, dar mi-aș dori foarte mult și cumva în sufletul meu simt că ne vom apropia mai mult. Știi la ce mă mai gândeam acum? Spune. Îmi place mult la tine că tu verbalizezi foarte mult ce gândești, ce simți. Cumva ai foarte multe lucruri care mie îmi plac și pe care le caut într-un bărbat. Am înțeles că așa ești tu. Sper să fii doar cu mine așa. Asta o să încerc să-ți arăt. Că ai zis că trebuie să lucrăm amândoi pe partea de încredere, cum și eu ți-am spus. Și acum îți dai seama că, până la urmă, și cu încrederea asta, dacă o să avem și o să crească în timp, acum la prima pietricică nu trebuie să ne dăm bătuți. Simți așa o conexiune între voi? Da, simt o conexiune cu Antonia și sper să nu se rupă această conexiune, să nu mai fie derutată și să aleagă corect de acum încolo, să vadă cine dorește binele, cine dorește să fie lângă ea, să ne fie bine la un moment dat împreună. De atunci ne mai auzim în casă. Da, ne vedem în casă, Valentin, și o să vedem ce se va întâmpla mai departe. Da. Te pup, pa, pa. Live, doamna Simona. Ce ai zis în live, doamna Antonia? Că nu știai ce vrea să întreb. Iar, deci ce ai zis? Că îmi place Valentin, am zis în live chestia asta. A zis în live? Dar am zis că un pic, că poate am fost unea, a zis în live. Am zis că e în topul ei, că îi place. Da, și am spus și atunci, după petrecere, i-am mulțumit că asta cu mine și am zis, ai crescut în topul meu. Chiar ideea este că... Acum ai zis un top? Noi... Da, ești în... Ești pe locul 1. Și pe locul 2? Nimeni. Chiar nimeni. Vreau și eu să spun un lucru. Deja e obositoare toată treaba asta și... Care? Treaba asta cu neîncrederea o simt din toate părțile și acum în pauză Șervan la fel a făcut un comentariu. Păi măi, Antonia, asta. Pentru că tu ești așa, stai și eu. Cum e, până alaltă e, dar până alaltă e, stai iulea că să zic și eu ceva, că de asta am venit tocmai din Corbeanca. Până alaltăieri, știi și tu ce ziceai. Mă, și de ieri a început așa, că simt o conexiune foarte puternică, că ne contopim, că suntem aceeași persoană, că... Adică, normal că mai zâmbim și noi așa în colțul gurii, ce vrei? Am zis, simt o conexiune, simt o conexiune foarte puternică, am zis, simt o conexiune... Ai zis că vă contopiți. Nu, am zis că atunci când suntem împreună, parcă suntem o singură persoană. Pentru că semănăm foarte mult la personalitate și avem foarte multe lucruri în comun. La asta mă refeream, că semănam atât de mult încât... Nici nu știi ce zodie e. Cum să nu știe? E fecioară. Ha, și ascendentul? L-am întrebat și nu știe. Am întrebat-o și pe doamna Floarea și nu știe. De asta nu știu. Și nu știi ce muzică ascultă. Vă ascultă tehno ca și mine și ieșim la aceleași petreceri. Ok, bine, atunci sunteți contopiți, am înțeles. Și vreau să spun ceva. Noi am avut o conexiune de la prima petrecere, doar că nu s-au dat materialele. Și chiar am stat împreună, nu s-au arătat materialele. Și mai e o chestie, eu nu m-am pronunțat de fapt. Dar noi am petrecut timp împreună și am vorbit multe chestii și de la prima petrecere. Și am zis și live atunci, acum o săptămână, că l-am visat. Nu mi-am amintesc, doamna Simona, e vorba că vorbește ceva și ea spune. A zis să uităm tot și de la prima petrecere, suntem la 7 petreceri. Gata cu prima petrecere, acum... Nu, am zis că am petrecut timp împreună la prima petrecere și ne-am luat în brațe aici pe scară, dar nu s-a dat materialul. Am și o dreptate. Da. Mulțumesc. Dar eu n-am negat. Păi aia petrecere, nu e... Ba nu, Andrada, nu am negat. Eu am spus că am stat cu Valentin la prima petrecere, pentru că Albert, când a ieșit din casă, s-a dus și a stat cu Andrada. Da, prima petrecere e aia când te țineai de mână cu Valentin, nu? Da, exact. Eu știm cu toții că v-a ținut. Și am stat cu Valentin pentru că m-a supărat Albert când a stat cu Andrada și am stat cu Valentin. Da. Și uite că ne-am apropiat. Dar eu, Antonia, eu sper că tu realizezi că pe Valentin îl deranjează profund orice referire la Albert. Da, chiar mă deranjează, asta este un adevăr. Mi-a zis. Păi degeaba ți-a zis dacă tot... Da, eu cu el nu am nimic, se vede și în casă, vorbim în continuare, avem o... Tu cu ea ai ce ai. Am și ție. Da, cu ea am ce e. Am că acum ea mea. Ok. Eu atât am vrut să spun că noi de ceva timp am stat împreună și mi se pare că nu înțeleg de ce se fac atâtea glume și atâtea lucruri. Pentru că noi n-am văzut, adică eram ocupați. Ai fost atât de... materialul. Băi, Antonia, ai fost atât de insistentă în altă direcție încât unde se mai uite oamenii și în stânga. Da. Înțelegi? Și ce era să zic? Da, îmi plac doi băieți. Sau ce era să zic? Gata, te rog. Da, te ești simpatică, ce vrei. Da, îmi place, măcar atâta. Măcar sunt amuzantă. Ce să zic? Da. Ești amuzantă, ești o frumoasă. Și pe aia voastră. Bine. Mă aștept ca mâine să fie declarațiile tale și mai. Suntem toți apă și sau ceva, orice, știi? Artiști. A, da, asta cu artistul. Cred că asta te-a dat înapoi. Dacă spuneai tu că ești artist... Eu nu știu să cânti la saxofon, nu știu nici să desenez. Eu știu doar să joc fotbal și să muncesc. I-am zis că-mi plac atleții. Am zis în... Ai zis? Știu. În clipul de prezentare, de fapt, nici n-am zis nimic de artiști. Da, ne-am luat noi. Noi ziceam, mie plac artiștii, mie plac artiștii. Eu am mers pe chestia asta prima oară, că îmi plac mai mult atleții, dar am zis că îmi plac și artiștii. Da. Nu am făcut nimic rău. Bine că îți plac atleții, tot cu A, știi? Adică... Dar vrei să nu te duci la un alta. Nu, că le-ai artist, da. Da, domnule, ce să zic? Eu zic că vă potriviți, ce să mai... Ce să mai lungim atât, nu? Da. Și eu zic la fel. Adică, mi se pare funny că... oamenii fac glume, dar în același timp ne spun că ne potrivim. Eu nu înțeleg chestia asta. Da, măi, Antonia, ce-ar fi viața fără... Lăsați, doamnă, să se potrivească. Ce-ar fi viața fără glume? Vreți să fie numai drame și cu subiecte serioase? Lasă să mai râdem și noi. Mie îmi place să râdem, serios. Chiar să mai facem și autoironii. Nu, nu trebuie să ne luăm așa în serios. Deci chiar nu ne-a zis nimeni că nu ne potrivim sau... Tot mai Dar până și eu ți-am zis că vă potriviți. Adică de ce ții? Dar chiar nu ne-am zis, băi, e cineva care consideră că nu se potrivesc? Albert. Pișco. În contră, da, chiar se potrivesc. Uite, vezi, până și Albert zice. Mă bucur, Albert. E de bine. Bine, hai să trecem la Valentina.